fie Domnul prin Duhul Sfânt. Pentru voi care sunteți adunați aici, zice Domnul, bucurați-vă de clipele acestea, zice Domnul. Pentru că nu mai este mult, zice Domnul, prin Duhul Sfânt. Și nu vor mai fi clipe așa libere ca și acum. Și nu veți mai putea striga liber la mine, zice Domnul. Pentru că vrăjmașul este furios, zice Domnul, prin Duhul Sfânt. Și vrea cu orice preț să închidă gura celor ce strigă către mine. Dar iată cei ce vor sta la izvor, zice Domnul. Și în vreme de pace, jemenadiot e glaidiot, vor strânge putere, zice Domnul. Și se vor umplea vasele lor cu un de lemn sfânt, zice Domnul. Vor avea putere și vor putea birui. Mulți vor cădea, zice Domnul. Cei ce într-o vreme ca și aceasta stau nepăsători și n-aleargă la cercuri de rugăciune, nu strâng ulei în candelele lor, zice Domnul. De multă vreme strig să strângă ulei în candele, dar mulți stau nepăsători și nu iau aminte, zice Domnul. Intră pe ureche și iesă pe cealaltă, zice Domnul. Și cuvântul vine înapoi, emenadiote priot, și ei rămân tot în starea aceea. Dar iată vine ziua și nu-i departe, zice Domnul, când vor veni vremuri grele de strâmtorare peste poporul meu, zice Domnul, și atunci se va vedea, zice Domnul, prin Duhul Sfânt, cine a strâns ulei și cine n-a strâns, zice Domnul. Astăzi, menadiote priot, sunteți în locul acesta, pentru că am hotărât, zice Domnul, să ascult rugăciunile voastre, jemenadiote evraiot, și vreau să dau rezolvare la unele cauze care le aduceți înaintea mea. Jemenadiote evraiot, dar alergați, zice Domnul, și nu stați, jemenadiote evraiot, cum fac cei mai mulți, zice Domnul, pentru că poporul meu în ziua de astăzi, jemenadiote evraiot, nu mai pun bazele pe lucrarea Duhului Sfânt, zice Domnul, nu mai pun preț, menadiote evraiot, pe rugăciune. Pun preț pe alte lucruri, zice Domnul, numai pe rugăciune nu, zice Domnul, prin Duhul Sfânt, dar creștinul va fi zbăvit, zice Domnul, prin rugăciune, menadiote priot, dar nu în ziua aceea când va veni nenorocirea, ci astăzi când este pace, zice Domnul, cei ce stau la izvor, cei ce se roagă înaintea mea, iată, am luat aminte la cauzele voastre, zice Domnul, camenadiote priot, și din nou mă întorc spre voi, zice Domnul, stamanadiote braidiote priot, la unii dintre voi, zice Domnul, ca semn că am vorbit în această seară, zice Domnul, prin Duhul Sfânt, ca să vă întăriți voi în Duhul vostru, zice Domnul, și credința voastră să crească, zice Domnul, în scurtă vreme la unele cauze veți primi rezolvare, zice Domnul, prin Duhul Sfânt, și veți înțelege că Iisus Hristos este Domnul. Aleluia. Și ce promite pace, menadiote priot. Omul când promite ceva, foarte greu face, zice Domnul.
pentru că se lasă de multe ori copleșit de cel rău. Dar iată ce zice Domnul prin Duhul Sfânt. Cei ce vor sta în ascultare de Duhul meu, zice Domnul, stamana diotevraiot, vor primi lumină, zice Domnul, din partea mea. Și iată, bragod menadiotevriot, Duhul meu îi va înștiința de vremurile care vor veni și vor ști ce să facă, zice Domnul, iar cei ce stau în zile ca acestea nepăsători vor rămâne în nepăsarea lor, zice Domnul, pentru că menadiotevriot, războinicul, nu se pregătește când este pe câmpul de luptă. Războinicul se pregătește înainte pentru război, zice Domnul. Tot așa și creștinul, zice Domnul, prin Duhul Sfânt. Și cel care este credincios se pregătește în zile de pace, în zile de liniște și aduce rugăciuni înaintea mea, ca în zilele acelea de necaz, rugăciunile care le aduci în timp de pace te vor izbăvi, popor de legământ, jemana diotebriot. De aceea luați-mi seama, de atâtea ori am strigat, de atâtea ori am vorbit, de atâtea ori am venit și am judecat, zice Domnul, dar tot n-ați luat seama. Iată cei ce vor lua seama și vor sta la izvor, zice Domnul, și vor aduce cereri înaintea mea și se vor ruga și vor cere putere. Sunt gata să dau putere, zice Domnul. Stamana diot ebrai, diot, sunt gata să dau descoperiri, zice Domnul. Dar foarte puțin cereți lucrul acesta, pentru că vă este frică, zice Domnul. Dar iată ce zice Domnul prin Duhul Sfânt. Luați seama la cuvântul care vi-l spun acum. Niciun fricos nu va intra în împărăția mea, pentru că cei ce se tem să lucre cu darurile care le-am dat, zice Domnul, cei ce se tem să spună descoperirile care le-am dat, zice Domnul, nu sunt vrednici de mine, menadiotebriot. Este un cuvânt greu, zice Domnul, prin Duhul Sfânt. Stamana diotebraiot, dar trebuie să vorbesc așa, pentru ca să înțelegeți, menadiotebriot, că nu trebuie să vă rușinați de nimeni, nu trebuie să vă înfricoșați de oameni, ci trebuie să vă fie frică de mine, zice Domnul, trebuie să lucrați împreună cu mine, pentru că, menadiotebraiot, mulți stau în întuneric dintre cei care odată s-au întors la mine și le-am iertat și le-am spălat păcatele, zice Domnul, și în vremurile acestea s-au întors din nou în aceleași lucruri. Stamana diotebriot, dar iată, vreau să-i scot din nou de acolo cei ce vor lua seama. Stamana diotebriot, vreau să le spăl din nou, zice Domnul, haina mântuirei. Gemena diotebriot, și să-i trezesc la realitate. Dar asta, gemena diotegraidiot, vreau să o fac împreună cu voi, zice Domnul. Pentru că suntem împreună lucrători, zice Domnul, prin Duhul Sfânt. Stamana diotegraidiotebriot, luați seama la glasul meu din această seară, zice Domnul, și dacă veți face așa, zice Domnul, prin Duhul Sfânt, în scurtă vreme veți vedea împlinindu-se cuvântul care vi l-am promis. Amin.